Lovitură pentru pensionarii care au lucrat în condiții speciale. Marius Budăi anunță schimbări majore în calculul pensiilor. Marius Budăi a declarat că blocarea legii 127 a pensiilor este responsabilitatea partidelor de dreapta, PNL și USR. El a mai spus că actualul guvern nu a avut nicio implicare în redactarea PNRR și a criticat terminologia folosită. Marius Budăi, ministrul muncii a făcut o serie de declarații legate de responsabilitatea blocării legii 127 privind pensiile și aplicarea prevederilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, potrivit Antena 3 CNN. Acesta a subliniat că actualul guvern nu este vinovat pentru blocarea acestei legi, ci responsabilitatea revine partidelor de dreapta, în special PNL și USR, care erau la guvernare în momentul redactării PNRR. Budăi a menționat că legea 127, considerat o lege bună, a fost opată nu din rațiuni obiective, ci pentru că fusese inițiată de PSD. Ministrul a criticat, în special, includerea unui procent de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile în PNRR și folosirea expresiei pensii speciale, termen pe care l-a considerat inexistent din punct de vedere juridic în România. El a explicat că, de fapt, pensiile militarilor au fost catalogate în mod eronat drept pensii speciale în documentele din PNRR, ceea ce a dus la confuzii și critici publice. Nu guvernul actual a blocat aplicarea legii 127, a pensiilor NER. Sau nu tot guvernul, că o parte erau la guvernare cu USR când au scris PNRR. Noi uităm foarte repede și poate asta e un atribut să putem merge mai departe. Dar legea 127, care era o lege foarte bună, a fost blocată de dreapta românească, PNL și USR, doar pentru că era o lege a PSD-ului. S-au scris în PNRR numai lucruri rele pentru cetățeni, de la cel procent de 9,4. De la faptul că s-a scris neprofesionist. O expresie juridică inexistentă în România și anume pensii speciale pe care s-o poată folosi oricine în comunicare publică, dar nu în documente oficiale. Pentru că vorbim de militari pe care-au i -au băgat tot cei care au scris. A zis acesta. Lovitură pentru pensionarii care au lucrat în condiții speciale. Marius Budăi anunță schimbări majore în calculul pensiilor. Buda i-a reiterat că actualul guvern nu a avut nicio implicare în scrierea PNRR, sublinind că majoritatea pensionarilor au beneficiat de creșteri substanțiale ale pensiilor datorită ajustării acestora pe baza contributivității, indiferent de domeniul în care au activat. De asemenea, ministrul a precizat că cei care au lucrat în condiții speciale sau deosebite nu și-au pierdut niciun drept câștigat, beneficiind în continuare de reducerea ale vârstei de pensionare și alte avantaje specifice. Nu guvernul actual a blocat legea 127. Nu guvernul actual a scris PNRR. Nu trebuie să uităm că 8 din 10 cetățeni români au primit majorări, mulți dintre ei majorări consistente, pentru că s-a realizat, în sfârșit, în România așezarea pe contributivitate, indiferent de domeniu de activitate. Dacă vorbim de cei care au lucrat în condiții deosebite și în condiții speciale, legea actuală nu le-a luat niciun drept câștigat. Se acordă în continuare reducerea vârstei standard de pensionare, se acordă în continuare stagiul suplimentar, se acordă în continuare punctaj suplimentar. Este un mod de calcul care a fost discutat. Revin iarăși la PNRR. Noi am scris și această lege gândindu-ne la oameni, dar cu anumite constrângeri din PNRR, aceste lucruri trebuie spuse: să se știe adevărul dacă vorbim de nevăzători, dacă vorbim de militari. Repet, nu noi am băgat în PNRR ca pensii speciale. Acea lege băgată în parlament de colegii de la PNL doar pentru a aduna voturi, pentru că le aduc aminte, ei au trecut pensiile militare în PNRR ca pensii speciale. Ei au fost la guvernare și puteau să rezolve când au fost singuri cu USR cu problema. Nu acum, în campania electorală, ca să pun clar punctul pei. Dacă vorbim de noua lege a legea pensiilor, nu știu cum colegii liberali au ajuns de la o lege profund liberală la o lege care trebuie amendată și AMD, a declarat Marius Budăi.